Vara trecută au apărut mai multe probleme la luciurile de apă din parcurile mari ale orașului. Este vorba despre cele două lacuri din Parcul Marghiloman și despre Heleșteul din Crâng, unde au apărut fisuri în maluri care s-ar putea prăbuși dacă nu se va interveni cât mai curând. Vorbim de necesitatea consolidării malurilor acestor două lucii de apă. În sensul că aici nu s-a mai intervenit de foarte multă vreme și probabil ca urmare a trecerii timpului, dar și a condițiilor atmosferice, în anumite zone din Eleșteul din Crâng, aceste maluri s-au deplasat și există riscul prăbușirii acestora. Zonele afectate din mal au fost semnalizate și marcate corespunzător pentru a fi prevenită producerea oricăror accidente. Recomand buzoienilor să nu se apropie de aceste zone și în perioada imediat următoare vom demara un studiu de fezabilitate privind proiectarea refacerii acestor maluri. Bineînțeles că iarna este cea mai propice perioadă a executării acestor lucrări, însă dacă procedurile legale privind obținerea autorizației de construire vor dura foarte mult, vom încerca să intervenim și din primăvară. Pentru ca malurile să poată fi consolidate, lacurile ar trebui să fie golite de apă, numai că aici s-au găsit adăpozi viețuitoare pentru care apa constituie mediul vital. Am putea cumva să delimităm în două zone luciu de apă din Eleșteu, astfel încât să lucrăm pe sectoare, pentru că mai avem o constrângere în această zonă, vrem cumva să nu deranjăm și fauna din Parcul Crâng. Știți bine, de câțiva ani în Eleșteu din Parcul Crâng și-au făcut cuib mai multe familii de rațe, apreciate de toți buzoienii, și o asemenea lucrare ce implică scoaterea aprei din Eleșteu va crea probleme habitatului acestor păsări. Trebuie găsită soluția optimă pentru ca lucrările de consolidare să nu pericliteze habitatul rațelor, al broaștelor țestoase și al peștilor din Heleșteu.